În ultimii 20 de ani, alegerile au fost întotdeauna însoțite de scandal la români. Au existat acuzații de fraudare a votului și chiar s-a dovedit existența infracțiunilor de acest gen. Tocmai de aceea, ultimele scrutinuri s-au remarcat prin condamnările date de instanțele de judecată. Cei care primesc bani sau diverse bunuri în schimbul votului lor trebuie să știe că pot ajunge după gratii. Potrivit legii numărul 33/2007, care reglementează regimul alegerilor europarlamentare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani pentru promisiunea, oferire sau darea de bani, bunuri sau alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze o anumită listă de candidați sau un anumit candidat independent. Și primirea acestora de către alegător în același scop constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Nici falsificarea buletinelor de vot nu este uitată de lege, astfel se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani pentru utilizarea unui buletin de vot fals, introducerea în urna unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale. Așadar, votul ilegal înseamnă închisoare. Condamnările din dosarul referendumului sunt o dovadă că nimeni nu scapă nepedepsit și reprezentanții ai unor secții de votare din Mehedinți sunt după gratii pentru că au participat la fraudarea referendumului pentru demiterea președintelui.